Dacă ești credincios și ți-a foc casa, l-ai lăsat pe pompier să te salveze știind că e vecinul tău ateu? Sau te-ai rugat la Dumnezeu să te salveze? Pot să zic eu, în primul rând i-aș mulțumi Domnului că a pus un vecin lângă mine care e pompier, chiar dacă e ateu. Și apoi creștinismul nu ne îndeamnă la a fi proști, în niciun caz. Am avut o dezbatere despre creștinism în facultate, în anul întâi, cu un coleg și și-a încheiat speech-ul spunând: oricât de creștin susțin că aș putea eu să fiu, tot mă uit strada în stânga și în dreapta atunci când o trec. Și am zis că fac și eu la Corect. fel, chiar dacă sunt creștin, pentru că, din nou, creștinismul nu ne îndeamnă la a fi proști. Și cred că asta e cea mai simplă explicație. Oricine stă cu mâinile în sân și nu face nimic, aș ține că pentru că e creștin ar trebui să aibă vreo favoritism din partea lui Dumnezeu. În primul rând nu e creștin și la doilea rând nu înțeles creștinismul. Am pus o glumă aici și nu știam dacă era momentul să o zic. Era gluma aia, bine, era despre un evreu care zicea: Doamne, dacă era, ajunsese la o întâlnire importantă și zicea: Doamne, dacă mă lași să găsesc un loc de parcare, dacă îmi dai un loc de parcare, îți dau 5% din tot ce o să fac în urma dealului ăsta. Dă încă o tură în jurul clădirii, nimic. Doamne, dacă mă lași, îți dau 10% dacă îmi dai un loc de parcare. Te rog, fă o minune, nimic. După aia, Doamne, îți dau 20%, te rog, dă-mi un loc de parcare. Și dă o tură și găsește loc de parcare. Și zice: Numai, Doamne, gata, am rezolvat eu. Da, cam așa și imaginează și ateiștii. Ah, din moment ce te ajută pompierul, nu mai ai nevoie să te rogi. Dar, Da, uite, exact. un caz ipotetic. Să spunem că pompierul te ajută, dar tu ai anumite lucruri care pentru tine au o valoare în casa aia, da? Și ai vrea să nu ardă. Nu știi cum merge focul, dar dacă le găsești întregi, ai prin harul lui Dumnezeu că le-ai găsit întregi. Să spunem găsești o Biblie sau frații noștri ortodoxi poate găsesc o icoană care e intactă, da? Sunt lucruri care poate nu au pentru noi cei din exterior așa o mare însemnătate, dar poate pentru persoana aia are. Și atunci, numai că te ajută pompierul, nu este niciun motiv să nu te rogi. Sau poate te rogi pentru pompier să nu-i se întâmple ceva cât timp te salvează și salvează casa, nu? Ce vreau să zic și eu aici e că, până la urmă, pompierul trebuie să-și facă meseria asta, în primul rând. Adică dacă eu sunt pompier și văd o casă că arde, e meseria mea, eu mă duc, salvez persoana aia, salvez copilul, salvez că vrea, că nu vrea, ăla te salvează, că e vecin, că e creștin, că... Plus de asta, Dumnezeu a pus noi niște legi, în noi și în natură, în creație. Noi nu putem să spunem: băi, eu nu mănânc nimic toată ziua și mă rog la Dumnezeu să-mi umple mie stomacul. Nu, Dumnezeu o lăsa ca tu, ca să trăiești, să mănânci. Și la fel și chestiile astea, nu? Adică dacă ai nevoie de un ajutor, de un medic, de un pompier, păi, cum a zis Răzvan, păi nu suntem nici noi proști, nu știu, ne cred ăștia că noi creștini am venit de undeva din junglă și am apărut aici și suntem cei mai culți oameni. Logic că când mergi pe stradă, te uiți dacă e semafor, dacă trebuie să treci strada, te uiți, dacă, nu știu, dacă e un foc, te ferești, dacă plouă, nu te duci, că doar pe tine te ocolește ploaia, nu? Și, în fine, sunt de acord cu ce a zis voi, dar vreau să mai menționez aici un punct important și poate după aia o să vă dați și voi cu părerea. Ce s-a întâmplat în 2001 în America, când au picat turnurile gemene, atacul ăsta terorist, sunt foarte multe mărturii de oameni care nu se puteau salva, era imposibil să se mai salveze. Și Dumnezeu a trimis ajutor din cer, că Dumnezeu poate să facă minuni. Și Dumnezeu a trimis, un înger a trimis, nu știu ce a trimis, dar persoana aia de la etajul nu știu cât, cu avionul lângă ea, astăzi trăiește. Deci sunt momente când nici vecinul ateu care e pompier nu te poate salva și dacă Dumnezeu care e suveran, în voia lui, vrea ca să tu să mai trăiești, el oricum te va salva și oricum trimite ajutor. Fie că, până la urmă, fie că te rogi, fie că nu, dar sunt convins că oamenii s-au rugat, că era singura speranță care o mai aveau. Deci, credem că Dumnezeu poate să facă și minuni ca să te salveze în mod miraculos. Un lucru iarăși interesant este faptul că un bun procent, nu pot să zic neapărat că mulți, dar un bun procent din atei, în momentul în care, să spunem, sunt într-un avion și aud că se prăbușește, poate chiar o să se roage, pentru că atunci niciun pompier și niciun medic nu-i salvează din prăbușire. Acolo ai șanse foarte mici să mai scapi cu viață și, până la urmă, te rogi la singurul care te mai poate ajuta în acel moment. Da, de acolo se cam întâlnesc cu Creatorul. Și atunci, dacă nu l-or crezut pe pământ, e cam grabă treaba. Apropo de chestia asta, am fost la un prieten și el avea în bucătărie afișul "Pregătește-te să te întâlnești cu Creatorul tău." Și mie mi s-a părut foarte sumbru, pentru că, deși este un citat din Biblie, da? Parcă din Amos, dacă nu mă înșel,
Sună un pic de parcă ar fi vrut să-mi facă felul când am citit acolo. Pregătește-te să te întâlnești cu creatorul tău. M-am uitat, am zis, nu o să mănânc la tine, mulțumesc, nici apă nu o să beau, îți mulțumesc. Când eram mai mic, mai deschideam și o Biblia, da, vorba aia. Eu nu știu dacă eram născut din nou, dar mai micuț, știi, și mai, mi s-a mai deschis pe acolo pe la Ezechia. Puneți casa în rândul că vei muri sau în locul în care te duci, nu mai ies de nimic. Îți dai seama că nu mai dormeam noaptea aia. Ăsta e pericolul când zici Dumnezeu să-mi vorbească și deschizi oriunde Biblia, știi? Mai te deschizi, știi? Mă deschizi mai, mai pe la mijloc, nu, că Isaia, Ieremia, Ezechiel, acolo dă pe ei. Mai Noul Testament, mai Psalmi, acolo prin 91, mai... Știți pe Woody Bachman? Da. El zicea că mulți dintre creștini susțin că Dumnezeu Vechiului Testament a fost un Dumnezeu titan care dădea pe ei, așa cum ați zis și voi acum, și zice tuturor acelora le studiez să citească Noul Testament până la capăt. Dacă te uiți în Apocalipsa, imaginea lui Dumnezeu s-ar putea să fie blândă comparată în Apocalipsa cu Vechiul Testament.